După ceremonia din Valea Jivului, dedicată Zilei Minerului, duminică 6 august, ministrul energiei Sebastian Burduja a vizitat și fosta termocentrală Mintia, unde, împreună cu liderii județului Hunedoara și reprezentanții ai noilor proprietari ai unității de producție, s-au purtat discuții pe tema stadiului investiției private. Aici, la Mintia, este un proiect grandios. Este cea mai mare centrală pe gaz din Europa, 1700 de megawatți putere instalată. Încă din luna aprilie anului viitor, România va vedea ceea ce nu a mai văzut niciodată. Echipamente de dimensiuni record, turbine, generatoare, practic componentele esențiale ale acestui proiect strategic. Investitorul a avut un ritm bun până acum, apreciez seriozitatea contractorilor cu care lucrează, atât în zona de construcție a centralei, cât și în zona de turbine, a declarat Sebastian Burduja, ministrul energiei la Mintia. Noii proprietari au anunțat investiții de peste 1 miliard de euro și transformarea termocentralei într-una pe gaz până în anul 2025. Așa cum ne-au asigurat investitorii care au preluat termocentrala Mintia, aici va funcționa cea mai mare centrală pe gaz din Europa și foarte posibil cea mai eficientă. Odată finalizată, investiția va crea și 1200 de noi locuri de muncă. Viitoarea centrală pe gaz de la Mintia este un obiectiv de investiții vital, care va dezvolta zona din punct de vedere economic și îi va reda rolul strategic în cadrul sistemului energetic, a declarat și președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, prezent la discuții.